Salut, sunt Tsunami și împreună cu Steph Trap jucăm un nou match de WWE 2015. Va fi de fapt un nou match de WrestleMania 2015. Și asta va fi pronosticul nostru. Cel care va câștiga din personajele alese de noi va câștiga și la WrestleMania. Să vedem ce match vom lua. Roman Reigns cu Brock Lesnar. One on one. Ia să vedem ce avem aici. Nu știm încă care va fi, sau nu știu eu cel puțin, care va fi tipul de match, dar vom face ceva mai interesant. Băgăm un ladder match, nu? Da. Sau un table ce match. Ce înseamnă ladder? Cum e ladder? Când trebuie să ne urcăm pe scară. Nu, niciun. One vs one. Sau nu, ăla care scapă din cușcă. Ăla care scapă din cușcă e Steel Cage. Ok, asta va fi. Nu cred că e genul de match care se va juca acolo. Dar nu contează. Nu uita să te bagi. Acolo mai mult genul de match într-un personaj mare și unul așa mai micuț care nu prea are cam nicio șansă într-un match normal. Deci Steffi cred că va merge cu Roman Reigns, nu? Cel care a câștigat Royal Rumble, oh yeah. Și îl voi lua pe Brock Lesnar. Ia să-l vedem aici. Flamingo. Vreau ca să joc Flamingo ăla. Fandango. Man, dar trebuie să joci cu Brock Lesnar. Noi rejucăm. Noi testăm. Infinite finisher. Ha, man, infinite. Lasă n-am să câștigi. Să le obții. Yeah. You're dead. Ia să vedem ce arenă putem. Chiar te vom alege o arenă de WrestleMania. WrestleMania. Să fie așa mai interesant. This is how we do. Da, deci Tsunami cu Brock Lesnar și Steffi cu Roman Reigns. Așa e. În primul match, în prima noastră simulare de WrestleMania, a câștigat Tsunami cu Bray Wyatt. Minte, o să șterg videoclipul ăla pe ascuns. Ăla are sabii pe piept? Da. Și o centură la subsoară. Da. Sub brațe. Ok. Treci. Dacă va... Bine, hai, dă, o să... Vreau să-l văd în ring, dar... Am nu niciodată nu intru pe acolo, parcă. Da, știu, dar nu știu de ce se concentrează camera pe zona. This is how we do. Da, și regulile, cred că le știți, cel care vă face primul pin. Dar nu care... cu pin. Ba e da, și cu pin? E și cu pin. Și dar cu... să nu, hai să facem regula fără pin. Nu știu, vedem noi cine va ieși sau cel care va da primul din cușcă. Ai văzut bagul? Deși nu prea cred că Brock Lesnar își propune vreodată să evadeze dintr-o cușcă. Chiar ar fi interesant un match în care Brock Lesnar să fie cel care încearcă să... De ce? El Batis sau care fază? Da, e cam... E un fel de Moroșanu de la noi. E în junglă la ora asta, Moroșanu. Da. E... La final. E foarte interesant emisiunea. Ce bine a început Steve acest match. Frumos, elegant. A fost un revers, Niga. Da, cum l-am făcut a fost. Ai avut impresia că mă lovești tot. Da, mă. Mi-a reușit. Da, îi bag. Pe lângă. E morții, m-am de joc. Bagul. Atâta știi. Mă, dar Y ce face? Că tot nu... Așa face. Da, nu.
Oh, shit. Nici nu știi ce facem. Nu prea. Dar eu fugeam în timp. Ideea că în aceste simulări de WrestleMania 31 voi prefera să joc cu heel-ul, cu personajul negativ. What the fuck? Oh yeah, this is how we do. Și a fost revers dacă nu mă înșel, nu? Da. Fuck this. Shit. Ia trece leagă acolo cu Patty, ai vreo treabă. Nu, nu mi-apare un revers nimic. Dar n-ai cum revers, nigga. Dar ce-am făcut, m-am lăsat și eu? Ce prost îți ai. Wow, wow, wow. Nici nu știu ce trebuie să fac, nigga. Abar, n-am. Trebuie să încercăm să ajungem la... să ieșim din ring. Cum am înțeles și eu minigame-ul ăsta. Taci, nigga. Tu n-ai înțeles nimic. Tu nu știi. Nici nu știi cum să faci. Da, nu, chiar zim, da zim. Nu, a surprins fraierul. Hai zim, că nu... Hai mă zim, că nu mai are nicio fară. Dar trebuie să aștepți ca să vină bara aia și trebuie să o faci cât mai pe maxim ca să mă prinzi. Aia e viteza cum ar veni. De parcă suntem râme. Vai, Ionuț. Ce-ai pățit, stima? Ce-a fost asta, man? Sorry, man. Joc de râme? Îmi pare rău pentru tine. Zic Minimal X. Cel mai penibil meci pe care l-am văzut vreodată. Vrei să-l repetăm? Hai, cu o dura 30 secunde. Nu cred că merită YouTube-ul. Nu. Tratat oricum, ideea că l-ai câștigat. Nu, n-ar fi corect față de tine. Oh, deci asta a fost provocare cu față de mine, corect? Da, încheiem aici acest filmuleț care s-a terminat dezastros ca un meci al lui John Cena în care pierde. Da, tot timpul când John Cena pierde trebuie să fie așa ceva penibil din partea adversarului. Oricum, câștigă Steffi, câștigă Roman Reigns și probabil acesta va fi rezultatul și la WrestleMania 2015. Nu uitați să dați coment cu personajul care credeți că va câștiga. Yeah. Și cam atât, nu? Ah. Am crezut că vrea să adaugi ceva și Steffi, dar... Na, învingătorii nu au mult de spus, ei fac. Niga. Da, încheiem aici, la revedere și pa, pa.